Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Facem analiza evenimentelor din ultima perioadă de la Buzău, evenimente de actualitate, așadar, din mai multe domenii de activitate, ca de obicei. Și avem în această seară, în studioul Campus TV, un colaborator permanent, domnul Gheorghe Vlase. Bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Începem cu știrea săptămânii, dacă nu... cumva a anului, așa cum am spus și ieri, când am difuzat această informație de ultimă oră ieri seară, știrea anului din punct de vedere al problemelor sau, mă rog, al lucrurilor care s-au întâmplat în administrație anul acesta, nu vorbim de investiții, ci de decizii administrative. Ionel Tescaru a fost revocat din funcția de manager al companiei de apă Buzău în urma unei ședințe a Consiliului de Administrație și în locul lui Tescaru a fost promovată doamna Simona Săvulescu de pe funcția de director adjunct al companiei și de pe cea de consilier personal al primarului, urmând să ocupe această funcție cu titlul interimar. Haideți să urmărim un material și cu primele reacții de ieri seară, precizăm foarte bine acest lucru, după care revenim și mai dăm și alte amănunte. Consiliul de administrație al companiei de apă a decis astăzi demiterea directorului general Ionel Tescaru. Hotărârea a fost luată cu 4 voturi pentru revocare și o abținere. Primarul Constantin Toma a declarat în această seară la Campus TV că decizia de azi a avut la bază modul în care Ionel Tescaru a manageriat compania. E o veste bună pentru buzăieni. Ne-am înțeles că acest consiliu de administrație a decis după ce a constatat, e vorba de singur consiliu de administrație, a constatat multe deficiențe în activitatea de management a domnului Tescaru, au decis să-l revoce. În plus, edilul șef a precizat că urmarea schimbării directorului companiei de apă, prețurile serviciilor vor fi mai mici și se va investi mai mult în calitatea apei de la robinet. Vor scădea prețurile la serviciile de la companie? Vor întâmpla foarte multe lucruri bune. Sunt convins că da, și va crește în timp și calitatea la apă, atât în municipiul Buzău cât și în județul Buzău. Ce s-a întâmplat în toți anii ăștia este foarte discutabil, în sensul în care această societate practic n-a fost condusă decât într-un anumit sens, care îl știți și dumneavoastră, interese personale în cea mai mare parte. Tot în Consiliul de Administrație s-a votat ca șefia companiei să fie preluată de Simona Săvulescu, director adjunct al operatorului regional și consilier personal al primarului Toma. Reporterii Campus TV au luat legătura cu Ionel Tescaru, însă directorul demis al companiei de apă a precizat că mâine va putea oferi un punct de vedere cu privire la cele întâmplate astăzi. Da, deci asta se întâmpla ieri, nici astăzi directorul demis al companiei de apă nu a dorit să facă anumite precizări publice, mă rog, să aibă o reacție publică legată de ceea ce s-a întâmplat în Consiliul de Administrație. Un prim comentariu, domnul Vlase, cum vedeți dumneavoastră, iată, după 2 ani și ceva de bătălii, de, până la urmă, cred că a fost prima sa țintă a edilului șef, chiar precizată public, că dorește să îl... Da. Îndepărteze pe Ionel Tescaru de la compania de apă. După 2 ani și jumătate, după jumătate de mandat, Toma câștigă o bătălie. Da. Și să vedem ce au de câștigat și buzoienii din acest lucru. Este important ce câștigă buzoienii, pentru că de fapt asta e esența problemei. În puncte de director mai vii, dar mai și pleci. Îl așteptăm pe domnul primar să ne arate clar care sunt deficiențele de acolo și chiar ce a fost cu adevărat interese personale, că dacă sunt așa ceva, înseamnă că trebuie să controlate de organele de stat. Iar în ceea ce privește partea de ieftinire a apei și de calitatea ei, este un lucru foarte bun dacă așa se întâmplă, pentru că se pare că am avut de foarte multe ori probleme cu apa. Eu l-am văzut pe Ionel Tescaru, un om care s-a preocupat. Am văzut de multe lucruri importante. El a fondat, se pare, această
companie de apă sau nu știu cum. Da, mă rog, când s-au rupt, așa? Când s-a rupt marele ram, eu nu pot să fiu decât, eu nu pot să fiu decât echidistant față de cele două persoane, pentru că așa e bine să faci în calitate de analist, să apreciez și ce a făcut Ionel Tescaru la compania de apă, să apreciez și faptul că domnul primar vrea să facă și mai mult, și mai bine, și fără prea multă corupție. Am înțeles că acolo s-au întâmplat niște lucruri care nu sunt în regulă. Dacă cu timp o să le scoată la suprafață și justiția se va va da un verdict în sensul ăsta, vom ști care a fost problema. Dacă nu, timpul va demonstra contrariu, atunci noi buzoieni o să tragem concluziile pe care le tragem de fiecare dată când se întâmplă o bătălie de genul ăsta, care sunt de fapt principalele probleme acolo de s-a întâmplat acel lucru. Și bănuiesc că timpul le va scoate la suprafață și pentru unul și pentru altul. Bun. Pe de altă parte, la nivel politic, domnul Vlase, pare că nu vor mai exista probleme. E scos din ecuație Ionel Tescaru atunci când vorbim de ședințele ADI, acolo unde s-au produs niște bătălii incredibile între cei doi grei, președintele Consiliului Județean și primarul Constantin Toma. Tocmai pentru că primarul Toma l-a suspectat pe președintele Neagu de partipriuri, de un parteneriat din ăsta nescris cu Ionel Tescaru. Trebuie să demonstrate aceste lucruri, nu putem să ne jucăm cu vorbele, sunt lucruri extrem de grave dacă se întâmplă așa ceva. Nu cred că președintele Neagu s-a ocupat de asemenea chestiuni, îl cunosc foarte bine. Acum bănuiesc că membrii Consiliului de Administrație care erau din partea Consiliului de Țean trebuia să-i ceară voie lui domnul Neagu să voteze sau invers, nu cred așa ceva. Mai mult decât atât, n-am auzit lucruri atât de grave din acest punct de vedere, în afara faptului că nu știu ce neamuri, nu știu ce rude, nu știu ce de-astea sunt pe acolo, o să vedeți că și de acum încolo o să se întâmple la fel. Apar ceilalți. Iată, da? Atunci care se face rocada acum. Nu, nu neapărat rocada. Oamenii și aduc oamenii de încredere. Da? Îi instalează pe funcție, au încredere în ei. Nu să să-i dezinformeze, nu să le creezi probleme și atunci automat se aduce echipa. La Casa Albă, când se schimbă, se schimbă totul. Președintele vine cu echipa lui și o instalează și are încredere în omul care are legătură cu presa, omul care, mă rog, informează despre fel de fel de lucruri și e normal să fie așa. Dar cu timpul, v-am spus, timpul ne va da o imagine clară asupra acestei bătălii de lungă durată și destul de dură. Da, încă o dată, important este ca efect, că până la urmă asta era motiv. Domnule, nu este competent Tescaru, haide să-l dăm jos, că venim cu altcineva și va fi altceva la compania de apă. Altceva în viziunea cetățeanului de rând este foarte clar legat de calitatea serviciului, de prețul apei potabile și toate prețurile astea conexe facturate de compania de apă. În ultimul rând, investițiile care ar trebui să continue, pentru că, ca să vezi ce, adică are bubele dânsului domnul Tescaru. Dar pe perioada mandatului său s-au atras niște bani, care însumați depășesc vreo 300 de milioane de euro. Acum, în mod practic, cum resimt cetățenii județului, că vorbim de cetățenii județului, fiind operator regional, nu numai de cei din municipiu vorbim așadar, cum resimt ei investițiile astea în calitatea serviciilor, tot ei își pot exprima opinia dacă sunt sau nu mulțumiți. Pe de altă parte, lucrurile astea trebuie văzute, adică o schimbare nu neapărat imediată este cerută după atâta perioadă de amar, ci să se întrevadă niște intenții măcar, da, în prima perioadă, pentru că dacă nu vine cu o contrapartidă de genul acesta, conducerea primăriei s-ar putea să aibă probleme de imagine. Adică a fost un război personal până la urmă? Da, este foarte complicat dacă nu te ții de promisiune pe care le faci. Este extrem de puternic mesajul în fața publicului care l-ai dat, pentru că dacă după o anumită perioadă de timp nu probezi ceea ce ai spus, cetățenii pot trage alte concluzii și lucrurile pot arăta altfel. Acum, cu scăderea, ziceți, metrului cub de apă
și investițiile care se vor face în viitor și, așa, și altele la rândul lor care vor urma, sunt lucruri pe care noi cetățenii le vom vedea și vom fi foarte atenți la ceea ce se întâmplă de acum încolo în această companie. Dacă nu a fost, așa cum a zis dumneavoastră, interes personal, vom vedea și asta și vom trage concluzie la momentul respectiv. Cert este că avem o companie de apă care s-a extins foarte mult în ultima perioadă. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, dar am înțeles că a pătruns și în județele vecine. Da. Ori asta nu este un lucru rău și nu este un lucru de neluat în seamă din punct de vedere al managementului pe care Tescarul l-a făcut. Mai mult decât atât, acum au posibilitatea să cheme pentru o analiză financiară, economică, globală și serioasă, se poate face acest audit acolo și dacă s-au încălcat regulile și legile și tot ce este acolo, vor răspunde toți cei care au fost implicați. Dar, pe total, nu este rău că avem altă viziune despre compania de apă. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu hotelul Crâng, cel achiziționat de compania de apă și aflat și acum în, să zicem, modernizare, reabilitare, resistematizare și care ar trebui să deservească un nou sediu al companiei de apă. Asta în condițiile în care primarul Constantin Toma, când a devenit șef al Palatului Comunal, a spus foarte clar că nu este de acord cu o astfel de investiție. Să vedem ce măsură va lua. Dacă investiția a fost făcută din banii de investiție ai companiei și a urmat calea legală, nu înțeleg. Nu va avea de ales. Sigur că nu va avea de ales. Decât să rămână așa. Așa am spus și în 1989 că dărâmă în Casa Poporului pentru că a făcut-o Ceaușescu. Nu e acest. A te muta într-un sediu nou, conform unor investiții corecte și a unui plan de investiții care au putut fi suportate de către societate fără să afecteze celelalte ramuri ale societății respective costurile lor, fără să afecteze costurile, nu este nimic rău. Adică nu trebuie neapărat să stăm într-un sediu, lumea evoluează, da? Și atunci, da, eu vă spun clar, sunt sigur că acea investiție și acele sedii vor rămâne în picioare și compania de apă își va urma cursul, poate mai frumos decât acum, poate mai profitabil, poate mult mai profitabil și pentru cetățenii Buzăului, că de fapt asta este esența problemei și vom merge mai departe. Da, apropo de ce spuneați dumneavoastră, în cazul respectiv, propunerea pentru șefia interimară a companiei de apă este în persoana doamnei Simona Săvălescu, un om de încredere al primarului Constantin Toma. Până la urmă este oarecum firesc să îți promovezi omul exact care să ai încredere, dar să-l și îl controlezi pe de o parte, dar pe de altă parte să aibă capacitatea să satisfacă nevoile clienților, abonaților, nu, companiei. Cum vedeți dumneavoastră promovarea doamnei Săvulescu? Nu cunosc personal pe doamna Săvulescu, nu știu cine este, nu știu cu ce s-a ocupat și cu ce se ocupă. A lucrat foarte mult cu domnul Toma la Romet. Probabil că știe foarte bine că această femeie este competentă și că va satisface toate cerințele cetățenilor și, mă rog, planul pe care domnul primar l-a pus pe hârtie îl va duce la îndeplinire doamna Săvulescu și atunci automat este normal să se întâmple așa, să-ți iei om de încredere să poată să ducă mai departe proiectul pe care tu l-ai stabilit. Numai că dacă nu se va întâmpla așa, cetățenii vor vedea altfel sau vor fi și alte lucruri care vor arăta într-un fel anume și nu este exclus, ca peste tot în această țară, atunci lucrurile vor lua o cu totul altă turnură și dintr-un glob de aur poate să devină o bilă de beton. Da, avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, pentru domnul Vlasu, o întrebare. Vă rog. La compania de apă, cine putea să semneze un contract al managerului cu asemenea clauze de 10% din cifra de afaceri? Da, dacă, vă răspund eu, dacă vreți. Mulțumim. Mai aveți ceva de întrebat? Nu, mulțumesc. Mulțumim și noi pentru intervenție. Păi cine altcineva decât Consiliul de Administrație? Fostul Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație, fostul. Deci Consiliul de Administrație poate lua această măsură legal, dacă există legi pentru așa ceva. Dacă există. Bun, există lege, există cadrul legal.
Și apropo de asta, că toată lumea se bă, de ce? Până la urmă nu poți să vii, pac, faci o ședință, hai să-l dăm afară pe ăsta. Trebuie să existe motive, nu? Fără discuție. Așa. Iar în cazul respectiv, din potrivit declarațiilor doamnei Săvulescu, revocarea a venit în urma unor, să zicem, în urma lipsei de colaborare cu directorul Ionel Tescaru, care i s-a solicitat ca în cadrul planului administrativ al noului Consiliu de Administrație, că forul ăsta administrativ fiind nou, trebuie să aibă o țintă și el, să-și facă un plan. Bă, ce facem noi aici? Adică noi ne adunăm ca să ce? Da. Care este țintă? Care este strategia noastră? Păi asta. E, la strategia respectivă, pe partea administrativă se ocupă cei din Consiliul de Administrație, iar pe partea de management trebuie să fie componenta realizată de către directorul general al companiei, viziunea managerială, care nu a fost trimisă Consiliului de Administrație, a fost solicitată de către Consiliul de Administrație o dată, de două ori, și nu a sosit la, planul, să zicem, pe adresa Consiliului de Administrație. Indicatorii tehnico-economici pe care trebuie să îi îndeplinească managerul societății sunt dați de către Consiliul de Administrație. Da. Bun. Acest Consiliu de Administrație încheie un contract cu managerul și îi spune, domnule, dăm 10%, cum ai zis că ai pe lege, dar în viitorii 4 ani trebuie să faci asta, 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 asta. Dacă punctele care sunt acolo nu au fost atinse și Consiliul de Administrație are temei legal să îl demită, se va întâmpla. Dacă nu, putem să ne așteptăm la o revenire a lui Ionel Tescaru și la activarea clauzei. Exact, pe seama unei hotărâri a unei instanțe că va fi numit din nou manager direct. Bun, perfect ce spuneți dumneavoastră, pentru că exact ceea ce trebuie completat. Această clauză se activează sau este pusă în practică în condițiile în care se stabilește de către o instanță de judecată că a fost demis nejustificat. Exact. Doar atunci, nu că e dat afară și gata, domne, că nu e nimeni, nu este, nu e dat afară. Cum să zic, nu este etern pe o funcție. Sigur, da? Sigur. Bun, mai avem o intervenție telefonică înainte de pauza de publicitate. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Eu sunt din partea lui Râmnicu Sărat, Bălăceanu. M-am dus la soră mea, la Bălăceanu, și așa. Are mașină de spălat. Și când a dus la apă, galben, tot. Și la robinet, galben, m-a spălat pe mâini, galben, galben, rugină, rugină. Deci, dar de când asta? De când? De când am băgat apă, de la început până la sfârșit. Adică deci, de când? De 2 ani de zile. Deci de 2 ani. De când a preluat compania de apă. Da. Sistem. Și rugină. Și am spus, măi, deci îmi spune, mă roagă, că aduc și mie apă de la lanuri sau de la Zoița. Primarul, care Dumnezeu să-l ierte că a murit, a făcut niște sonde și a furat sondele. Da, foraje, bine, da. Foraje, da. Și scoatem apă de la 100 și ceva de... Și mă roagă să-i duc apă potabilă mereu. Adică apă din fântână normal. Să bea și prețul este același ca bine, în municipiu. Îi taxează ca lumea. Deci nu poate să spele, nu poate să facă nimic cu apa. Din ce știți dumneavoastră, a preluat o rețea veche sau a venit și a introdus rețeaua de alimentare, compania de apă? Nu, a venit cu o rețea nouă. A băgat rețea deci nouă. Deci o rețea nouă. Cochileanca, Bobo cu toate astea și vai de capul lor, ce să mai... Da, dar nu o stație de tratare acolo. Deci asta o folosește pentru irigat grădina, dacă o fi bun. Deci apă gen de menaj. Da, nu-i bun de nimica. Eu am fost în Germania și apa de ploaie o folosește într-un rezervor și o folosește din rezervor la WC-uri, la altceva. De bă, dați seama ce diferență între noi și ce să mai zic. Da. Deci ei nu aruncă apa de ploaie. O colectează și o folosește la WC-uri. E am super. Înțeles. Da, ei sunt avansați. Acum nu putem să ne ridicăm la nivelul lor, dar măcar să încercăm. Mulțumim pentru intervenția noastră.
Discuția asta legată de calitatea apei din județ este îndelungă, pentru că pe de o parte, compania de apă are dreptate, dacă a preluat sisteme vechi, nu a putut să facă investiții în paralel cu celelalte investiții care s-au realizat. Pe altă parte, sunt oamenii care, dom'le, dar am înțeles, ne-au preluat ăștia de la companie, nu plătim, uite, de exemplu, cum a spus domnul mai devreme. Noi plătim apa asta la preț de apă potabilă. Corect. Păi, ce facem? Igor, așa este, este extrem de important acest lucru, chiar este o problemă și pot să spun că domnul primar avea dreptate din punct de vedere al calității apei, pentru că în momentul în care este și scumpă și este și proastă, nu se poate așa ceva. Nu există. Semnale sunt date de mult, chiar de domnul primar Toma. Cred că domnul Tescaru avea timp în această perioadă să mai facă lucruri, să mai facă și investiții pentru a ajunge la un standard oarecum sănătos din punct de vedere al calității apei, dar nu s-a produs acest lucru. Pe de altă parte, mai există încă o problemă cu vechile structuri, să zic așa, vechile sisteme de alimentare a apei care au rămas în pământ, sunt vechi, sunt deficitare, sunt din oțel, au ruginit și de aici o grămadă de probleme. Eu cred că investiția pentru a crea o apă curată este uriașă pentru județul Buzău, pentru orașul Buzău și pentru tot ce deține compania de apă acum, pentru că altfel nu se poate rezolva această problemă. O să luăm o pauză de publicitate, după care revenim, schimbăm subiectul, discutăm și despre alte probleme din administrație, discutăm și despre, acum gata, dacă v-am prins la emisiune, vă întreb că simt eu ceva, că mai începe să cochetați din nou cu politica. Deocamdată ne vedem noi. Bun, luăm pauza de publicitate, da, după care revenim.